Salut, sunt Valeriu Padă și astăzi vom privi momente la care vei rămâne uimit. De exemplu, această căprioară care intră într-un restaurant și sperie toată lumea. Sau acest client care primește un pahar de cola în față. Această fetiță încearcă să spargă o piniata. Așa, i-a reușit. Bravo, nu! Cât pe ce să zboare și câțiva copii pe acolo. Această femeie vrea să hrănească acel cal sau zebră sau ce animal mai este. Și a scuipat-o. Măcarul ăla nu are deloc bunele maniere. Aceasta este o biserică. Probabil are loc un botez pentru că sunt o mulțime de oameni aici. Și de ce ei râd? Copilul face pipi. A ales cel mai nepotrivit moment pentru asta. Această fată i-a scenat o farsă fratelui său și l-a făcut să creadă că este invizibil. Ea nu poate să se abține să nu râde. Hai să vedem reacția lui. La început văd că nu crede. Face o fotografie alături de el. Eu fac o fotografie din timp. Reacția lui e de milioane. Această familie face curățenie pentru ca totul să fie frumos. Casa asta va arăta impecabil. Cred că a ales un obiect greșit pe care să se urce. Uitați-vă cum fuge copilajul ăla. Acest bărbat a venit de la pescuit, însă nu înțeleg de ce soția lui râde. Și de ce are așa față? Asta este tot ce a prins. Dacă eu eram în locul lui, mă duceam la magazin și cumpăram un pește. Nu veneam așa acasă. Abia să-mi fie rușine. Văd că acest bărbat este foarte puternic. Uitați-vă cum sparge toate bucățile de-l... A folosit pipilăul? Eu nu știam că noi băieții avem așa fel de putere. Acest băiețel a tras un cap de ușă cum a fost atât de neatent. Sper că nu-l doare foarte... și câinele la fel. Doar un mic procent din cei care se uită la videoclipurile mele au apăsat pe butonul de subscribe. Așa că te rog, dacă îți place ceea ce fac, abonează-te. Este gratuit și poți oricând să te răzgândești. Un angajat îi face o farsă șefului său. I-a băgat-o în gură? Bărbatul ăla aproape s-a înnecat cu glonțul. Această fată face serviciul militar și tatăl ei a decis să o trezească. A pus sunetul unei trompete. Ea nu are niciun chef. Ce fel de pietate mai este și asta? Uitați-vă ce iese din ea. Eu nu mai vreau să trăiesc pe planeta asta. Mă duc pe altă planetă. Cum să ai așa ceva pe mână? Măcar aici este ceva drăguț. O pisică. Ce? Probabil ceea ce mânca era stricat de vreo 2 săptămâni. Care-i treaba cu acest câine? Sigur plănuiește ceva. A scuipat-o în dinți? Apropo, scrie în comentarii ce animal de companie ai tu. Eu am avut și pisică, și hamster, și papagal. Spuneți-mi, dar creierul meu dă eroare aici. Ce se întâmplă? Aia sunt niște ciorapi? Ce crap drăguț! Uitați-vă la ochișorii lui! Ce a fost asta? Acest bărbat se joacă? Ați observat cât de repede a ascuns-o? Dacă copiii observau asta, sigur începeau să plângă. Ograda unei case în care sunt parcate mașini. Căprioarele astea nu se orientează deloc în spațiu. Pe ecranul acestui telefon este fotografia unui inel. Și ce vrea să facă? O cere de soție? Cât de drăguț a fost asta? Așa o voi cere și eu într-o zi de soție pe Andreea Bostănică. O frumoasă felicitare cu ziua de naștere. A luat foc! Bine că a reușit să o stingă! Uitați-vă la fața acestui șofer! Sigur plănuiește ceva! O sărit? De ce ar face una ca asta? Eu, de exemplu, niciodată nu am făcut nicio acțiune prostească. Și nici nu voi face. Această fată drăguță s-a coțobănit într-un copac și vrea să-ți... Nici nu vă imaginați cât de tare doare asta! Eu am pățit! Ce are acest câine în gură? Tot un cadou! Proprietarei nu prea i-a plăcut! Acesta este un autobuz școlar. Ce? Am mușcat o bucată de banană. Tehnica lui primește 10 din 10. Și eu știu ce vreți să faceți. Nimeni în niciun caz să nu pună nicio banană la mine în comentarii. Ați mai făcut asta în trecut cu alte legume. Dacă măcar cineva mai face una ca asta, vor urma consecințe foarte nu frumoase. De ce ne arată degetul? Cum a făcut asta? Cât de drăguț este acest peștișor. Asta nu, e stricat. E stricat peștele. Acest băiețel sigur se află într-un loc nepotrivit. Scuzați că am râs, dar nu m-am putut abține. Ce fel de luptă e asta? Acest sunt eu cu verișorul meu când cearta ajunge prea departe. Această fată a găsit lumânări cu miros de hot dog și vrea să le testeze. Oare i-a plăcut sau nu? Cred că nu. Bărbatul de aici vorbește o limbă inventată de el.
Ia o gână, hapati, pata, 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 pop. Și bătrânelul a înțeles gluma. Această fată nu și-a dat seama că o cioară a intrat în camera ei. Vrea să repete un cântec și... S-a speriat! Oh, câinele a venit în ajutor! Și eu m-aș speria dacă ar fi o cioară în spatele meu. Acest câine crede că este o vacă și nu vrea să plece acasă. Dar într-adevăr seamănă cu vacile astea. Această fată a răcit și face niște sunete foarte ciudate. Parcă este aparat cu care faci porți în perete. Acest bărbat își pune lucrurile în mașină și își amintește că a uitat cheia în casă și se duce după ea. Însă priviți ce se întâmplă. A fost salvat de îngerul păzitor, a avut cel mai mare noroc. Și tu, dacă apeși pe butonul de like, vei fi plin de noroc. Această femeie spune că a jucat fotbal în trecut. Hai să vedem. Se descurcă destul de bine. Cred că a lipsit de la câteva antrenamente. Această fată a venit acasă cu mirosul unei pisici străine. Pisica lor și-a dat seama din prima. Uitați-vă cât de enervată este. Mi-e frică de ea. Ce este corect să faci în așa fel de situație? Fugi, închizi casa și te muți în alt cartier. Hai să vedem cât de bine se descurcă această fată. Și... A fost atât de aproape să ajungă la spital. Bine că nu i s-a întâmplat nimic. Acest urs iese la libertate și primul lucru pe care îl face este să atace camera. Dar de ce se grăbea așa? Probabil la televizor arăta emisiunea lui preferată. Acest camion merge pe drum, totul pare normal la prima vedere. Ce portălău a făcut! Probabil a mers mai departe și nici nu a înțeles ce s-a întâmplat. Această gorilă s-a supărat că i s-a blocat bățul. Hai să vedem cum va reacționa. Încearcă să-l scoată. S-a pus exact ca un om. Mie îmi plac foarte mult gorilele. Un coț fuge de poliție și un om la întâmplare decide să se implice. Hai să vedem cum are loc asta. Încercarea chiar a funcționat și el a fost prins. Asta este karma. Dacă a făcut ceva rău, acum și lui s-a întâmplat ceva rău. Hai să vedem ce truc va face această fată. Sau este băiat cu păr lung, dar uitați-vă ce truc frumos. Bărbatul de aici vrea să facă un videoclip în care este cel mai tare. Pornește o motocicletă, dar i-a zburat papucul. Sper că nu mergea vreo băbuță pe acolo. Se pare că această pisicuță nu își iubește deloc proprietarul. Ce reacție a avut la sărut. Priviți cât de repede îngheață o bulă cu săpun. Cât de repede și uitați-vă ce frumos este. Acest actor a venit pe covorul roșu și a zărit exact omul pe iangăn. Are și pânză. Apropo, care este supereroul tău preferat? Scrie în comentarii pentru că eu mereu citesc toate comentariile și pun inimioară la cele mai tari. Se pare că acestui copil deloc nu-i plac vacile. Încă cineva încearcă să facă o farsă. A funcționat. Este ziua de naștere acestui bătrân. I-am căzut dinții. Eu nu aș mai vrea să mănânc din acel tort. Eu am învățat să fac cubul Rubik și este foarte greu. Dintr-o mișcare. Așa ceva era posibil măcar. Eu trebuie să stau aici până mâine ca să-l fac. Această veveriță încearcă să ia mâncarea, însă se învârte la nesfârșit. Sărmala nu amițește. Uitați-vă, parcă este un titeresc, nu o veveriță. Acest porc i-a răspuns proprietarului său. Deo. L-a chemat? Deo. Ați observat ce voi, i-a răspuns. Animalele încep să vorbească? Doar priviți ce gest frumos. Acest băiat are grijă de câine să nu se ude. Vedeți, îl duce foarte. Tot efortul ăsta a fost degeaba. Această femeie zboară cu o viteză extraordinară. Uitați-vă la fața ei cum s-a schimbat. Parcă este o mumie. Se pare că sunetele din următorul video sunt exact ca într-un desen animat. Hai să ascultăm. Da, chiar sună la fel. Această fată încearcă să se furișeze în așa fel încât să nu fie observată de căprioară. Vedeți, filmează căprioara, iar acum se apleacă. În timp ce ea se furișa după o căprioară, o căprioară se furișa după ea. Ce încearcă să facă această pisică? Vrea să treacă pe sub ușă, dar nu are cum să încapă. I-a trecut capul. Dacă trece capul, trece tot corpul. Cum a făcut asta? Am așa o presupunere că pisicile sunt extraterestre. Hei, unde s-a suit fata asta? Spuneți-i să se dea jos. Dansează cu fundul și a spart parbrizul mașinii. Ascultați ce hămăit are acest câine. Mm.
parcă se pornește la război. O familie dansează aici. Ce-i cu fata aia acolo? De ce i-a turnat așa și cum se împârte? Acesta sigur este cel mai ciudat videoclip de până acum. Aceste fete sunt într-un restaurant, ciocnesc un pahar, se bucură de viață. Cum se poate întâmpla una ca asta? Probabil gheața era rece și a acționat asupra la greutatea căzut. Și așa s-a ajuns la această circumstanță marsupială. Da, eu sunt un geniu! Acest câine ridică scările. S-a anirat. Și de ce face mereu aceeași greșeală? Urmează o lovitură puternică. A spart geamul mașinii. Practic nu el a spart geamul, piatra a făcut-o. Acest livrator aduce mâncarea într-o zi obișnuită de primăvară, însă... uitați, un câine la tancă. Și așa lucrul lor este foarte obositor, se mai întâmplă și asta. Ce fel de ciupacabră e asta? La ce tocmai m-am uitat? Nu am înțeles nimic. Pisica asta se scrie de un Xerox? Și de ce nu pleacă de acolo? De ce se sperie în continuu? O mămică cu un copilaș. Nu, a căzut jos copilașul. Sper că nu s-a lovit. Hai să-l vedem. Este plin de noroi. Asta se întâmplă atunci când mama este neatentă. Dacă îți place acest videoclip și vrei să postezi mai des, apasă pe butonul de like. Asta mă motivează foarte mult. Această familie se joacă. Probabil scopul este să sufle cât mai multe lumânări. Ok, asta a fost slăbuț. Aproape le-a suflat pe toate. Hai să vedem. Iau ca sunt dinții. Acești bătrâni ar trebui să-și țină dinții în gură. Aceste surori vor să îmbrățișeze această pisică. Hai să vedem dacă ea va fi de acord. Nu cred că pisicii i-a plăcut ideea asta. Acest papagal stă pe marginea mașinii de spălat. Ce vrea să facă? Parcă are intenția să se bage acolo. De ce se uită așa? Nu! Ei, sper că nu s-a întâmplat nimic. Papagalul e în siguranță. Mi-a luat o grămadă de timp să găsesc toate aceste videoclipuri. Așa că abonează-te, este cea mai tare susținere din partea ta. Livratorul de aici scoate pizza din geantă și o viveriță atacă proprietara. Oare livratorul crede că s-a speriat de el? Ei, ce se întâmplă? De ce îi bagă degetul în gură unui cățeluș? Ei, tu ești bine? Ce s-a întâmplat? Cât de drăguț a fost asta? Îmi poate explica cineva ce fel de sport este acesta? Ei lovesc cu palma mingea într-un perete. Hai! Mi-a tras una la poponeață. Acest barman pune fiecare picătură. Probabil are o grămadă de experiență și... Alin spaiul! Asta e cea mai bună rețetă cum să fii dat afară de la lucru. Hai să vedem, va prinde măslina, nu? A lovit-o? A prins-o! Dacă ți-a plăcut acest videoclip, sigur îți va plăcea și următorul. Eu pot așa, așa, așa și așa. Eu pot așa, așa.